Bine am găsit la un episod, un episod în care o să vreau să dezbat un subiect destul de important, să zic așa, deși în ultima perioadă nu prea s-a mai blamat foarte mult, ca să zic așa. O să vorbim puțin despre motoarele diesel, da, motoarele alea cu care toată lumea de la un moment dat, de la Dieselgate și alte scandaluri, nu o să mai cumpăr diesel, că nu știu ce, dar 90% din mașinile de la vânzare din România, de pe OLX, Autovis și alte cele, sunt tot diesel. Și să fim serioși că economia anumitor dealeri, economia țării, ca să zic așa, este susținută de dealerii care vând în principiu mașini diesel. Deci, în principiu, cam 90% din români vor diesel în continuare și mi se pare oarecum normal, doar că multă lume exploatează greșit dieselul, ceea ce este foarte adevărat. Și, nu știu, multă lume, mai ales cei care au trecut de la diesel la benzină, vor să zică că dieselul are zilele numărate, că dieselul nu o să mai ține, că ați cumpărat mașini diesel și o să vă luați țeapă și nu știu. E bine, o să încerc să vorbesc cât mai subiectiv posibil pe baza datelor oficiale pe care le am de la cineva și, mă rog, cineva care lucrează într-o reprezentanță a unui brand care se vinde foarte bine la noi în țară și, bine, și unul la noi în țară, se vinde cam toată lumea. Și am discutat cu el off-camera, mă rog, am avut o altă întâlnire cu el și mi-a explicat niște chestii. Ideea este în felul următor. Dacă s-ar fi știut că motoarele diesel, cel puțin cele de generație nouă, Euro 6, care deja există Euro 6 A, B, C, D, mi se pare că D-ul este ultimul, mi se pare că nu se mai treacă oricum la Euro 7, ci ultima rumă de poluare o să fie Euro 6. Și eu sunt de părere că la ora actuală se mai merită să investești, aici e o cale ferată, dar e foarte bine nivelată și poți să intri cu 60 lejer. La ora actuală se merită să investești chiar și într-un Euro 4 pentru navetă. Am prieteni care au Euro 3 și chiar nu le pasă de chestia asta. Da. Ideea este că vreau să lămuresc o chestie, pentru că foarte multe polemici au pornit acolo. Da, în Germania, pe anumite străzi, în Stuttgart sau în orașele mai mari, nu mai poți intra cu diesel sub Euro 5. Dar, după cum ne știți, și eu l-am pasat și orice mașină ce vine sau trece prin Germania primește un sticker de poluare, undeva în partea dreaptă jos. Dacă este cea mai mare poluare la mașina respectivă, adică să zicem că e 9 euro, euro 1, euro 2, o să primească un sticker roșu, adică nu are voie să intre în zona roșie de poluare. Dacă primește un sticker galben, este cel cu 3, are 3-ul pe el, adică probabil mașina este euro 3 sau la standardul ăla a ieșit. Iar dacă este 4, acel sticker cu 4 se primește de la norma de poluare Euro 3 cu catalizator în sus. De ce spun chestia asta? Pentru că am prieteni care au, am un coleg, mă rog, aveam un coleg la facultate cu un Audi A4 din 2001, care este Euro 3, 1.9 diesel și are stickerul cu albastru. E bine, are asta pentru că mașina are catalizator, nu are DPF, are eghere, are catalizator și probabil la NOX, la testele respective de NOX, ITP-urile, TUV, cum se zice acolo, a ieșit cu noxele în regulă și poate să intre în oraș. Deci se poate intra în oraș chiar și cu Euro 3 dacă are catalizator. Deci hai să fim sinceri, mașina lui are 18 ani, să zicem, da? Ok. Și încă se poate intra cu ea în oraș. Trebuie să înțeleagă anumite persoane și haterii dieselului că sunt țări în care efectiv nu sunt deloc stații pentru mașini de, pentru încărcare mașinilor electrice. România, da, stă foarte bine, dar nu sunt salarii pentru a cumpăra mașini electrice. Am prieteni care sunt în Olanda, în Norvegia și în alte țări. Da, sunt mașini electrice multe, se pot cumpăra mai ales prin America la Tesla, unde este mama lor și sunt foarte accesibile, adică undeva la 30.000 de dolari sau să zicem 40.000 de dolari o Tesla Model 3, care are și o autonomie bună și o poți încărca acasă pentru că ai infrastructură și pe străzi, deci nu e și ai și salarii de 3-4.000 de dolari, adică îți poți cumpăra mașina într-un an de zile și o ții 10 ani. Dar aici intervin deja alte chestii economice și n-ar o să le ducem în discuție. Și da, deci în Germania, în anumite orașe, poți să intri și cu 1 euro. Este adevărat faptul că în Stuttgart nu mai ai voie cu Euro 5 pe anumite străzi, nu în tot orașul. Și mi se pare absolut normal, asta e un pas către normalitate, să înțelegem că se poluează. Dar acele stickere din dreapta jos se pun în parabrizul mașinilor ce tranzitează Germania sau care sunt acolo. Se pun în parabriz încă de prin 2012-2010, deci se știa că la un moment dat vor apărea diferite limitări. Plus că asta a fost vorba și de Dieselgate, care a influențat într-o oarecare măsură. Deci eu sunt de părere că la ora actuală și un Euro 4 e foarte ok să-l cumperi, chiar și un Euro 5 și Euro 6 deja zic că ești acoperit minim 7-8 ani, minim. Ce vreau să zic cu dieselul? Ideea este că
am făcut un clip mai demult cu dieselul, cu interzisul România și alte cele. Este un site, o să vi las în descriere, un site unde îți menționează diferite orașe, țări din lumea asta, unde poți intri cu dieselul sau nu poți să intri în funcție de norma ta de poluare. Ok. Și eu am văzut acolo diferite preconizări din cauza privința anumitor specialiști, cum crede că se va întâmpla toate chestia asta în viitor. E bine, în 2030 se preconizează că pentru drum lung se va folosi în continuare dieselul. Și de ce spun chestia asta că este foarte probabil? Pentru că aici intervine politica de marketing. Și aici fac și o mică paranteză. Acum vreo 2 săptămâni Audi tocmai a lansat un nou motor diesel de vreo 500 de cai. Voi chiar credeți că motorul ăla Euro 6 ar fi fost scos pe piață dacă peste 3 ani, 5 ani tu ne-ai putea să intri cu el în oraș sau ar fi interzis de tot pe stradă? În același timp am văzut o comunicat de presă din cauza unor un comunicat de presă dat de anumiti jurnaliști cu interviuri luate de oameni importanți de la BMW, unde acei reprezentanți BMW au spus următorul lucru: noi vedem dieselul pe stradă încă 20 de ani. Și acum o să, da, într-adevăr, o să scadă numărul lor treptat, pentru că e normal, o să meargă spre alte ținte. Dar atât de cât este cerință pentru acest motor, să fim serioși, este mult mai eficient motorul diesel față de cel, este ambulanță oare? Cred că da. Este mult mai eficient motorul diesel decât cel pe benzină, așa-l văd eu, dacă îl exploatez corect. Eu, de exemplu, merg foarte mult la drum lung, mașina asta o am de nici o lună n-are și am 3200 de km mers cu ea și destul de mult mers la autostradă, nu prea omor în oraș. Și foarte multă lume exploatează greșit dieselul, de-aia dieselul se strică, de-aia dieselul devine problematic, stricăciu și așa mai departe și bagi mulți bani în el. Nu pentru că sunt motoare proaste, da, poluează, dar asta fiind de Euro 6 și mașina Euro 6 nu mai poluează la fel de mult. Nu vezi gram de fum de la mașina asta și nici de la cele Euro 5. În general, toate care au filtre de particule, nu prea vezi fum de la ele. Ceea ce vreau să spun este următorul lucru. Prietenul meu care lucrează la o anumită reprezentanță din, din țară, mi-a zis următorul lucru. În momentul în care se va opri producția, să zicem că se va opri producția dieselului în 2028, dau un exemplu. Tu ai garanția la mașină 3 ani, minim. 2031. Ei bine, producătorul este obligat prin lege să ți ofere piese de schimb pentru mașină, pentru revizii și alte cele, încă 10 ani după ce mașina a ieșit din garanție. Adică 13 ani de când ai cumpărat mașina, minim 13 ani, pentru că sunt producători ca Toyota care oferă 7 ani garanție. Să zicem 13 ani. Să zicem că producția dieselului o să se oprească, dăm minim în 2025, da? E, tu până în 2038 trebuie să fii asigurat din privința pieselor, trebuie să fii asigurat de la dealerul de unde cumperi, de la marca pe care tu ai cumpărat-o, să fii asigurat că o să ai piese de schimb. Noi aftermarket, dar să fii asigurat că le ai, pentru că tu mașina trebuie să o folosești, mă gândesc, minim 10 ani. De asta eu preconizez că dieselul va mai fi pe stres, cel puțin dieselul de generație 9, Euro 6, minim 10 ani, deci minim 10 ani, pentru că nu se știe oricum ce se întâmplă exact cu dieselul ăsta. Momentan se produce și cred că ar fi puțin absurd ca tu să cumperi o mașină nouă 2019 și peste 5 ani, când poate nici nu iese din garanție, apropo de Toyota sau alți producători care dau 7 ani garanție, să ți se zică că nu mai poți să o folosești. Deci este vorba și de marketing și să fim serioși, motoarele diesel, mă refer strict la turisme, nu la tiruri sau alte cele, pentru că acolo o să fie nevoie de diesel mult timp de aici încolo. A ținut, deci motorul diesel și tehnologia diesel în sine a ținut foarte, foarte mult economia auto în Germania, România și peste tot, a ținut-o foarte, foarte sus. Da, sunt de acord, dacă un motor diesel, cum este al colegului meu, este Euro 3, are 20 de ani, 25 de ani mașina, sunt de acord, ok, să înceapă să fie anumite limitări în centrele orașelor, pentru că e normal, este un pas către normalitate, dar la noi lipsește ceva, lipsește infrastructura, lipsește mentalitatea oamenilor care să accepte chestia asta. Eu aș fi oricând de acord chiar și cu Euro 7 și cu Euro 5 pe să las mașina într-o parcare bine păzită și să merg frumos pe jos sau cu autobuzul sau cu troleul sau cu tramvaiul sau cu metroul. Deci aș fi oricând de acord să fac chestia asta pentru protejarea mediului. Pentru că, da, într-adevăr, dacă o să stai la un semafor să fii pieton și sau ieși cu motorul sau cu ceva și o să stai la un semafor unde sunt mașini cu DPF off, da, am avut DPF off și regret că am avut chestia asta și nu recomand, sau mașini care sunt de generație veche și nu mai au nici catalizator social, sau efectiv mașini stock, sunt mașini, uite, E46, am văzut foarte multe, de altfel niște mașini foarte bune și foarte iubite la noi în țară, dar am văzut foarte multe care dau foarte mult fum
pentru că mașinile atunci nu erau făcute, nu erau foarte stricte, cum să zic, reglementările UE, încât să te oblige să, nu știu, să fie cât mai clean, pentru că motorul diesel nu o să fie niciodată clean din cauza carburantului care este motorina și nu o să fie niciodată curată. Dar s-a muncit și s-a investit foarte mult în tehnologia asta și în continuare se investește, de asta pe mine mă face să preconizez faptul că în 2030 încă o să se mai folosească diesel pentru drumurile lungi, pe turisme și eu cred că o să se mai producă diesel mult timp de aici încolo și dacă ar interveni ceva foarte, foarte furibund așa dintr-o dată, eu sunt de părere că toți dealerii și toți producătorii ar trebui să susțină cumva oamenii să treacă către mașini electrice. Dacă e să vorbim strict de gradul de poluare, în momentul în care se produc bateriile unei mașini electrice, se poluează undeva la 200.000 de km cât poluează un diesel și undeva la 5-600 cât poluează un motor pe benzină. Deci poluarea o să existe întotdeauna cât timp o să existe mijloace de transport. Cam asta este ce vreau să transmit. Nu există mașina care să fie, da, ai zero emisii cât timp o folosești, dar ai destul de emisii și foarte multă poluare în momentul în care produci bateriile. Deci poluarea o să existe oricum ai dau, pentru că avem nevoie de mijloace de transport. Poluarea este și în rafinerii, poluarea este și în larg, poluarea este și peste tot. Da, să nu fie poluare unde sunt oameni, total de acord. Dar pentru mine best choice, ca să zic așa, la ora actuală este tot un motor diesel. Pentru drumurile pe care le fac și pentru uzul meu personal, tot un motor diesel o să rămână. Cât timp o să mai fie pe piață, o să vreau să profit de această tehnologie. Și da, tractor, nu știu ce, da frate, dar dieselul nou este foarte rafinat și nu mai sună tractor deloc. Alea vechi, da. Dar alea vechi sunt și mult mai rezistente și mult mai fiabile. Aștept părerile voastre în comentarii. Chiar sunt curios ce părere aveți, dacă preconizările mele sunt reale sau nu. Nu știu. Chiar sunt curios să vedem ce ziceți și voi. Cam asta ar fi episodul. Nu uitați că aveți în descriere Instagram-ul meu, unde aștept să-mi dați și mie un follow. Iar noi ne revedem la următoarele episoade. Vă salut!